Bine v-am regăsit la Hello Sănătate TV. Astăzi vom vorbi despre prevenție, mai precis cum putem preveni tulburările de ciclu menstrual la adolescente. Și alături de noi se află doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în API fitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra! Bine v-am regăsit! Un subiect interesant pentru tinere, pentru mămici, bunici, de ce nu? Hai să ne vedem întâi de toate ce înseamnă ciclul menstrual, primul ciclu menstrual al adolescentei. Ce simte aceasta? Cum ar trebui pregătită, de fapt, pentru ce urmează? Acum, Sunt mai multe adolescentele întrebări. Sunt foarte bine pregătite și știu despre ce e vorba, nu mai e așa, nu mai e un impa, o frică de ce se întâmplă. Deci apariția primului ciclu menstrual, care înainte era în jurul vârstei de 13, 14, 15 ani, acum și la 10 ani sunt domnișoare. Vârsta a scăzut foarte mult, da. Exact, și asta înseamnă de fapt prezența secreției acelor hormoni sexuali, în principal estrogen, progesteron și începutul, să zicem, vieții sexuale active, bineînțeles nu la vârsta de 10 ani, dar oricând din acest moment fata poate să devină mămică, ceea ce se și întâmplă la noi în țară, la sarcini la vârste foarte mici, în care nu ești pregătit. Poate corpul să fie pregătit, dar psihic și emoțional nu e pregătit. Și foarte bine, cum ai spus, foarte multe dezechilibre, tulburări de ciclu și de multe ori sunt ignorate, de multe ori fetelor le e rușine să vorbească, să vină la doctor, nu vorbesc nici măcar cu mama. Și ele trec așa ușor, ușor, ignorate sau pe principiu, a, și eu am avut la fel, zice bunica, nu e nicio problemă, după ce faci primul copil o să se regleze. Ceea ce nu e adevărat, pentru că ele de multe ori pot ascunde niște boli, niște dezechilibre mai grave, da? Și totdeauna în momentul... După, te ascultăm și să înțelegem dacă vrei să ne spui că nu este important nici să fie un ciclu, eu știu, dureros, abundent, ar trebui exact. Să fie regulat. Exact, deci în primii ani s-ar putea să fie ușor neregulat, să apară niște dureri, dar nu este normal ca el permanent să vină ori înainte de 21 de zile sau peste 35 de zile. Foarte multe persoane cu niște dureri, tinere, cu niște dureri insuportabile care necesită administrarea de antiinflamatorii antialgice în fiecare lună. Nu este normal. Pot să fie cu cantitate foarte mare, menoragie sau durează peste 7-8 zile. Unele pot să aibă metroragii, adică sângerări în afara ciclului menstrual, cu sindrom premenstrual foarte accentuat sau, cum am spus, cu un ciclu dureros, în special în primele zile. Ceea ce păi nu și este hai să normal. Vedem, Alexandra, din ce cauze pot apărea aceste dezechilibre, aceste manifestări extrem de neplăcute și trebuie să reținem sfatul doamnei dr. Ruxandra Constantina că nu este normal ca adolescenta să se chinuie așa și să considere că așa se întâmplă odată ce ai menstrue. Exact, și după aceea la femeia adultă rămâne cu aceea simptomatologie dureroasă. Și părerea mea, deci așteptați, să zicem, primul an când pot să apară tulburări, să fie ușor neregulat, după care măcar stăm de vorbă cu un medic, pentru că în cazul fetițelor nu avem cum să facem ecografia transvaginală. Putem să facem doar o ecografie abdominală cu un aparat foarte bun, efectuat de un medic cu o experiență care poate să vadă destule lucruri. Cauzele pot fi locale și aici le lăsăm pe seama medicului ginecolog sau pot să țină de cauze funcționale, să spunem, tulburări hormonale, tulburări la nivelul balanței estrogen-progesteron sau factori favorizanți care îmi determină aceste tulburări de ciclu, cum ar fi stresul prelungit, că și adolescentele sunt foarte stresate, cure de slăbire, sunt dezastroase pentru balanța hormonală, să știți. Obezitatea, iară, poate să ducă la
la tulburări de ciclu, nemai zicând de obiceiurile nocive, fumat, alcool în exces, toate ne influențează balanța hormonală cu efecte negative pe termen lung. Sau pot ascunde, de exemplu, boli mai grave, cum ar fi ovarul polichistic, care știm că are implicații în viața ulterioară și duce la infertilitate. Și se asociază de obicei cu tulburări de ciclu în sensul că sunt mult mai rare și chiar mergând până la lipsa ciclului amenorei. La fel Hai să vedem. acnea, care poate Da. apărea ca urmare a unor tulburări hormonale. A, deci iată, probleme cumva asociate, da? Problema coșurilor, acnea, spuneai, se poate asocia cu aceste tulburări ce țin de menstrua adolescentei. Da, tulburările hormonale. Că avem o întreagă pleiadă pornind de la hipotalamus, hipofiză, ovare, toate mergând pe reglare hormonală. Și hormonii se influențează unii pe alții, nemai zicând și de glanda tiroidă, care dereglată poate să perturbe balanța hormonală pe hormon sexual, și pe tulburări de ciclu. Hai să vedem ce ar fi de făcut. Spuneai, mers la medicul ginecolog, ar fi ideal făcut un consult de specialitate. Chiar dacă adolescenta nu și-a început viața sexuală, poate să stea de vorbă cu medicul ginecolog Sigur. și acea ecografie abdominală ajută. Și ce alte sfaturi ai? Bine, în funcție de diagnosticul care se stabilește, Exact, automat exact, exact. urmează și tratamentul. Hai să le împărțim cumva și să discutăm în linii mari. Lucruri des întâlnite. De exemplu, la vârsta asta de pubertate, de adolescentă, mai greu pentru a realiza a echilibra balanța hormonală, le dai hormoni, cum se pot da la femei trecute de 20-30 de ani. Și atunci terapiile naturiste chiar ajută, pentru că am avut domnișoare care au început ciclu și persistau durerile, neregularitățile, sindromul premenstrual, cu tensiune mamară, cu dureri pelvine, cu o nervozitate, apetit crescut. Și după un tratament de câteva luni, ciclul s-a reglat, poate s-a reglat și de la sine, dar sigur a fost ajutat și de terapiile naturiste și persoana n-a mai fost nevoie să mai ia nimic. De asta trebuie venit și stat de vorbă, pentru că avem posibilități de a da terapii naturale cu fitoestrogeni, da, care au compoziție chimică asemănătoare estrogenilor din corp, da, deci nu fac rău organismului. Și putem să introducem în momentul în care poate avem o insuficiență ovariană, caractere sexuale feminine insuficient dezvoltate, tulburări de ciclu, amenoree. Și atunci administrăm aceste preparate cu fitoestrogeni de tip salvie, trifoi roșu, lemn dulce, conuri de hamei. Sunt foarte multe preparate care conțin fitoestrogen, Pueraria lobata, Cimifuga racemosa, doar că aici trebuie să avem mare grijă, pentru că aceste preparate care conțin hormon natural pot să ne facă și rău. Deci totdeauna mi le recomandă un medic apifitoterapeut exact în dozele de care avem nevoie. Există alte plante care nu conțin fitoestrogen, merg și reglează balanța hipotalamo-hipofiză-ovariană, de tipul extract de zmeuri, vitexul. Și acestea pot fi administrate în tulburări, sindrom premenstrual, dismenoree, tulburări de ciclu. La fel, extractele gemoterapice, extractul de coacăz negru, extractul de zmeuri, dinamenți de salcie, pot fi foarte, sunt foarte benefice, administrate pe perioade, eu știu, 3-6 luni sau poate un an, doi, până când rezolvăm problema care a generat-o. În plus, sunt plante cu acțiune antiinflamatorie, antiseptică la nivel pelvin de tip crețișoară, urzică, urzică vie, urzică moartă, traista ciobanului, coada racului. Au niște denumiri poate mai simpatice, dar ele chiar acționează administrate sub formă de ceai, sub formă de tinctură sau sub formă de capsule. Tratamentul totdeauna, repet, trebuie strict individualizat și administrat Și pe condus de către perioade medic. limitate.
de timp. Exact, nu le luăm de pe net, nu ni le recomandă, cum am văzut că cineva a luat un tratament de la cosmeticiană pentru acne, nu. Le dă medicul apifitoterapeut sau medicul homeopat, pentru că există și preparate homeopate foarte bune. Da, bun, mulțumim pentru sfaturi, Ruxandra. Deci, iată, nu uităm să mergem la medicul ginecolog, să ne sfătuim cu el, apoi împreună cu un medic apifitoterapeut în funcție de diagnosticul pus de medicul ginecolog, cumva o muncă în echipă, astfel încât domnișoara, adolescenta, să scape de neplăceri. Pentru că spuneai încă de la începutul emisiunii că nu e normal să stai cu un ciclu dureros, cu un ciclu abundent, neregulat, cumva în timp, el ar trebui să intre pe un făgaș normal, astfel încât perioada aceasta din timpul lunii pentru adolescenta respectivă să nu fie un chin, un calvar, pentru că sunt tinere, femei chiar, care nu se pot duce la școală, la serviciu, adică sunt un pic scoase din activitatea pe care o au și nu e exact, bine că câteva, așa e, câteva zile din lună ele nu pot să-și desfășoare activitate și gândiți-vă că după aceea aceste adolescente vor fi viitoarele soții, viitoarele mămici și pornind asta cu niște deficite și niște dezechilibre, s-ar putea să ajungem la vârsta adultă cu niște sindrome, endometrioză, ovar polichistic, care vor duce la infertilitate. Și de asta e bine ca orice dezechilibru să fie tratat încă de la început. Și aici atrag atenția și asupra alimentației. Este foarte important pentru tinerele domnișoare, pentru a avea o balanță hormonală normală, să fie atentă la ce mănâncă, pentru că alcoolul, fumatul, fast food-ul, băuturile din comerț, zahărul, patiseria din comerț, toate influențează negativ balanța hormonală. Mergeți mult pe proteine de calitate, pește, pui, de ce nu, semințe, oleaginoase, fructe, legume, deci aveți o paletă foarte largă, pește. Evitați tot ce este nociv. Evitați sedentarismul. Faceți mișcare și odihnă activă. Și totdeauna găsiți-vă câteva minute pe zi în care să faceți ceva ce vă place. Este foarte important. Mulțumim din suflet pentru sfaturi, Ruxandra, și te aștept să revii, așa cum sper că deja am obișnuit pe cei care ne urmăresc, ne sunt fidele aici la Hello Sănătate TV, că odată pe săptămână, vinerea, în jurul orei 10, putem discuta, iată, despre prevenție, putem face prevenție, așa cum am făcut-o și astăzi. Îți mulțumesc din suflet pentru sfatul și te aștept să revii, pentru că întotdeauna vii cu sfaturi utile, cu energie bună și cu gânduri frumoase pentru noi toți. Îți mulțumim, te așteptăm să revii. Drag. Sănătate multă vă doresc tuturor, aveți grijă de voi până data viitoare, când ne revedem aici la Hello Sănătate, la emisiunea Trește Sănătos. Vă urez din suflet să vă fie bine, rămâneți cu zâmbetul pe buze, sănătoși și voioși și profitați de weekendul ce începe. Pe curând!